1. Care este meseria pe care nu ai vrea să o ai? Nu e o meserie pe care nu aș vrea să o am, dar nu cred că aș fi potrivită, cea de medic. Chiar dacă atunci când eram mică mi-aș fi dorit, acum mi este frică de sânge, de nu cred că aș putea să fac acest lucru. 2. Care a fost cel mai amuzant moment din viața ta? Nu știu, cred că momentele acelea în care ești prinsă cu garda jos și nu știi ce să faci, ce să spui, cred că acele momente sunt cele mai amuzante. Nu vine un moment anume, dar cred că a fost ceva de genul. 3. Ai plecat vreodată dintr-o local fără să puteți consuma? Nu mi s-a întâmplat acest lucru. 4. Care este singurul lucru pe care nu l-ai face niciodată? Să accept ceva ce nu mă aparține sau ce nu aș merita. 5. Ce vedetă ai vrea să întâlnești față în față și de ce? O admir foarte mult pe Andreea Marin și mi s-a îndeplinit dorința la gală, am putut să o întâlnesc. 6. Dacă ai pune un mesaj într-o prăjitură cu răvaș, ce ai scrie? Fii tu însuți. 7. La ce vârstă ai crezut în Moș Crăciun? Cred că undeva până în jur de 6-7 ani, când l-am descoperit pe tatăl meu, că era de fapt Moș Crăciun. 8. Care este cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut? Cred că cel mai curajos lucru pe care îl fac zilnic e faptul că vin la antrenament, mai ales în zilele cu piste, că încep pista. Cred că e un lucru curajos. Să știi că o să doară, că o să vrei să te oprești și trebuie să continui. 9. Care sunt cel mai ciudat fel de mâncare pe care l-ai gustat? Scoicile. Mi se pare un fel de mâncare destul de ciudat. 10. Care este cel mai prost film pe care l-ai văzut vreodată? Nu vine un film, dar știu genul de filme. Adică mi se par filme proaste, genul ăla de filme care știi ce final vor avea. 11. Care este lucrul care te enervează cel mai mult? Mă enervează cel mai mult atunci când știu că ar trebui făcut un lucru într-un anumit fel și cei din jurul meu nu vor să asculte. 12. Care este primul lucru pe care îl faci când te trezești? Închid alarma. 13. Ce vrei să schimbi la aspectul tău? Să pun mai multă masă musculară. 14. Și nu ai împărți niciodată cu nimeni? Nu știu. Nu cred că am un lucru pe care nu l-aș putea împărți. 15. Ce ai fi vrut să faci din totdeauna, dar n-ai reușit până acum? Îmi doresc foarte mult să merg la teatru, dar încă nu am reușit să fac acest lucru. 16. Ce personaj din filme crezi că ar fi un președinte român? Nu știu, chiar nu le-am politica. 17. Care este povestea ta preferată din copilărie? Îmi plăceau în copilărie toate poveștile cu prințese și cu final fericit. Nu am o poveste preferată. Știu că le citeam pe toate cele care erau cu prințese, cu prinț. 18. Ce ai face dacă ai fi singura persoană de pe pământ? Sunt o persoană destul de curioasă și băgăreață. Cred că m-aș duce și aș căuta prin lucrurilor unelor persoane. 19. Care este cel mai important lucru pe care vrei să-l faci în viață? Îmi doresc să-mi creez un nume. Îmi doresc să fac toate lucrurile și cel mai important, îmi doresc să nu am niciun regret. Cred că asta îmi doresc mai mult, să nu am regrete. 20. Cum ai vedea tu viitorul în momentul acesta? O tehnologie avansată, însă oamenii foarte schimbați, atașați de lucrurile astea ce țin de tehnologie.